Salutare, om frumos! Bine v-am regăsit la un nou taroscop interactiv. Eu sunt Cristiana, iar acesta va fi taroscopul iubirii pentru cei din Zodia Perpec. Acest video nu are dată de expirare, așa că primește mesajele la momentul în care găsești acest video. Este o citire colectivă, așa că este important să preiei mesajele menite pentru tine și să nu produci confuzie în mintea ta. Dacă îți dorești claritate la situația din prezent, te aștept cu drag să-mi trimiți un mesaj pe Instagram pentru a face o programare. Începem cu mesaje din partea persoanei tale. Ceea ce nu îți spune în momentul ăsta. Apoi vom afla energia relației voastre și care sunt sfaturile. Hai să vedem pentru Zodia Perpec ce nu îți spune. Foarte vorbărețe cărțile astăzi. Am să fac 3 șafăluri și care sunt cărțile care pică, ales mesajele pentru voi, dragi perpeci. Vreau să îți spun cum mă simt. Aștept sau voi aștepta în continuare un semn de la tine. Știam exact ceea ce fac. Și știu că am greșit, am dat totul peste cap. Regret că te-am mințit. Te simt chiar dacă nu suntem împreună. Simt cumva că mă lași în spate. Sper ca într-o bună zi să mă poți ierta. Am plecat înainte ca tu să mă părăsești. Uneori stau treaz sau trează gândindu-mă la tine. Nici nu-ți dai seama cât de greu mi-a fost să renunț la tine. Mai avem încă 4 mesaje. Am ascuns cine sunt de fapt în fața ta. Timpul nu a fost cel potrivit pentru noi. Tu și cu mine eram prea tineri. Mi-aș dori să pot să împărtășesc cu tine veștile bune. Aș zice cumva că există foarte mult regret, poate, pentru că lucrurile au ieșit în felul în care au ieșit sau s-au terminat în felul în care s-au terminat. Există, poate, conștientizare a lucrurilor care au mers greșit în conexiunea voastră. Ceea ce s-a produs acolo sau pașii greșiți care s-au făcut de la bun început în relația voastră. A fost propriul interes la momentul în care drumurile voastre s-au despărțit. Nu a existat conștientizare
concretă a ceea ce se întâmplă și atunci decizii impulsive poate că au fost luate sau decizii care nu au fost gândite. Poate pentru unii dintre voi partenerul de viață v-a înșelat și a făcut-o cumva cu bună știință. Dacă simți că trebuie să te exprimi, să dai de persoana ta, fă treaba asta, nu-ți reprima ceea ce simți, nu-ți bloca lucrurile, pentru că este foarte important, indiferent de ceea ce primești înapoi, în cazul în care nu ai avut parte de încheiere, este foarte important să ai parte de această încheiere, dacă să poți merge mai departe, altfel rămâi blocat în timp și nu cred că îți dorești lucrul ăsta. Hai să vedem energia conexiunii voastre. Care este energia conexiunii din Zodia Berbec? Energia conexiunii pentru Zodia Berbec. Prea multe cărți. Am să le las. Le-am simțit pe toate. Cred că relația voastră a fost foarte pasională. A fost o chimie puternică între voi. Și poate că aici lucrurile au mers puțin greșit pentru că nu ați pus baze sau temelii puternice în conexiune. V-ați cumva concentrat doar pe bucățica asta. Chiar dacă primim mesajul că relația este... gata, da, nu mai există o a doua șansă acolo. Tot ceea ce deține energetic această relație te ajută și vă ajută pe amândoi să evoluați și să vă transformați propriile vieți și relații viitoare. Pentru că dacă sunteți deschiși și acceptanți, veți putea vedea dincolo de faptul că relația s-a încheiat, da? Puteți vedea binecuvântarea de care ați avut parte în această relație prin a fi împreună. Nu a fost să fie. Asta nu înseamnă că trebuie să rămâi blocat acolo. Nu a fost să fie, chiar dacă v-ați plăcut în mod egal sau chiar dacă la început lucrurile între voi au decurs foarte ok, v-ați creat amintiri, poate bune, poate rele, indiferent de ceea ce s-a întâmplat, fiecare trăire în parte din interiorul acestei relații este o lecție importantă pentru voi și ceva ce vă va ajuta individual în relații viitoare, dar și în propria voastră viață. Sunt convinsă că în această conexiune s-au cam repetat anumite trăiri din trecutul vostru. Poate că le-ați retrăit tocmai ca să nu le mai dați la o parte și să vă învățați lecțiile pentru a nu mai repeta aceeași placă din nou și din nou. Așa că deschide ochii, fii sincer cu tine și vezi exact ceea ce trebuie să înveți din această conexiune și ce anume s-a repetat în această conexiune
din trecutul tău, da? Hai să vedem ca și sfat. Sodia Perpec, plan emoțional. În plan emoțional pentru Sodia Perpec, în energia viitorului, ce trebuie să știi? Hai să vedem, mai vine cu carte pentru Zodia Perpec, am să fac tot așa 3 shuffle-uri, ce cărți pică, alea le vom prelua. Ultim shuffle pentru Zodia Perpec, plan emoțional pe viitor. Da, exact ce spuneam, este o relație, este o lecție importantă în spatele acestei conexiuni. Poate că până la momentul ăsta nu ai conștientizat exact, dar uite cum vine semnul către tine ca să te facă să înțelegi unde lucrurile au mers greșit și de ce lucrurile nu au funcționat de data asta. În primul rând, începutul relației, zice, a fost la fel de superficial și în energia viitorului ești avertizat să nu repeți același tip de energie, adică să nu intri cu capul înainte, să te arunci cu capul înainte în relație, să creezi iluzii deșarte și să fii prezent în viața ta, adică să fii în aliniere corectă cu universul, pentru că doar așa îți poți asculta intuiția și poți înțelege ce este bun și ce nu este bun pentru tine, da? Mare atenție la semnele pe care le primești, pentru că universul comunică cu tine în fiecare moment din viața ta și fie vei vedea lucrul ăsta, fie vei fi preocupat de alte lucruri nesemnificative, le-aș zice eu, și atunci vei pierde de fapt importanța a ceea ce trebuie să știi sau pașii pe care trebuie să-i urmezi sau deciziile pe care trebuie să le iei în plan emoțional de acum înainte. Este foarte important, ți-am zis, să nu mai creezi iluzii în viața ta, să nu ai temeri în ceea ce privește iubirea, pentru că ești demn de iubire, trebuie doar să înțelegi ceea ce se tot repetă în plan emoțional pentru tine ca să poți pune capăt acelor lucruri și este foarte important să separi realitatea de iluzie, da? Ceea ce tu creezi în mintea ta în baza anumitor trăiri pe care le-ai avut. Lucrurile se repetă doar pentru că le permiți să se repete și pentru că mentalitatea pe care o ai e una așa lineară. Nu, trebuie să ieși din cutiuța ta și trebuie să îți dai voie să câștigi noi perspective, să înțelegi, ți-am zis, ce trăiri se tot repetă în plan emoțional pentru tine. Nu îți fie teamă și fii ancorat în intuiția ta. Echilibrează mintea cu sufletul, pentru că doar așa vei echilibra partea ta emoțională. Vei fi prezent, da? Prin a fi prezent vei fi și atent la ceea ce se întâmplă și vei coopera diferit în a lua decizii mai bune pentru tine. Nu văd o relație în momentul ăsta, una stabilă cel puțin, văd aici poate o energie a semnelor de pământ, capricorn, taur sau fecioară, cumva cred că va fi următoarea trăire în plan emoțional care te face de fapt să închei karmele negative sau lecțiile din trecut pe care nu le-ai învățat, așa că fii atent, fii prezent, fii atent la semne, ascultă-ți intuiția ca să poți să pui stop, da, la ceea ce nu este al tău și să faci loc pentru ceea ce are să vină. Cum ți-am zis, te aștept cu drag
pe Instagram mă găsești Cristiana Iacob. Dacă vrei să îți programezi o ședință de 1 la 1 cu mine, tarot și îndrumare. Iar până data viitoare, sper să ai parte de claritate și lumină în viața ta. Te îmbrățișez cu drag și numai bine!